Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva a fost asfaltat aproape în întregime. Mai trebuie executate însă lucrări importante la nodurile de conexiune cu restul șoselei. Atrag atenția specialiștii de la Asociația Pro Infrastructura, care susțin că, în cel mai fericit caz, lotul ar putea să fie dat în folosință în iunie 2019. Imaginile surprinse cu drona în urmă cu câteva zile arată că pe acest lot s-a turnat deja stratul final de asfalt. Punctele fierbinți rămân însă chiar capetele tronsonului, unde se înregistrează întârzieri serioase. Reprezentanții Pro-Infrastructura îi acuză pe responsabilii din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere că întârzie nepermis de mult cu licitația pentru lucrările suplimentare care includ și breteaua de acces de la holdea, respectiv conexiunea între A1 și DN68A, mai ales că la licitație s-a prezentat doar actualul constructor. Deși am fi putut circula pe acest sector de 21 de kilometri încă de la finalul anului 2017, autostrada ar putea fi inaugurată abia în perioada mai-iunie 2019, într-un scenariu realist optimist. Fuga de responsabilitate, bâlbele și incompetența autorităților din ultimii doi ani, dar și problemele tehnice întâmpinate de constructor, vor genera o întârziere de mai bine de un an și jumătate, susțin cei de la Asociația Pro Infrastructura. Autostrada Lugoș-Deva a fost împărțită în patru loturi, fiecare dintre ele având un alt constructor. Primele două loturi, între Lugoj și Margina, au fost date parțial în folosință. Lotul 4, între Ilia și Șoimuș, a fost realizat în proporție de 90%, lucrările fiind întârziate în zona dealul Liliecilor, unde constructorii se confruntă cu serioase alunecări ale terenului.